ziua, mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc Andreea pentru prezentare și pentru că mi-ai permis să vorbesc pe prima și de fapt îți mulțumesc că m-ai pus la treabă cu această antologie. Anul trecut, cred că pe vremea asta, mi-ai spus că vrei să faci o antologie de proză contemporană românească și m-ai invitat să scriu și eu sau să-ți dau, dacă aveam deja ceva scris în sertar, o povestire, un fragment de roman. Și am fost foarte încântată. Nu aveam nimic în sertar, nu aveam decât o pagină dintr-o povestire și pagina asta, la pagina asta lucrase, nu știu, 3-4 ani, nici nu mai țin minte. Și m-am gândit că ar fi un moment foarte potrivit să continui acea pagină și până la urmă am reușit să scriu această povestire care a apărut în antologia 16 prozatori de azi. Habar e într-adevăr altfel decât ce am scris eu până acum. Am foarte mari emoții cu ea, tocmai pentru că e altfel. M-am aruncat într-o zonă pe care nu prea o cunosc, nu prea stăpânesc. Sunt în același timp foarte emoționată și foarte onorată și încântată să fiu în această companie, să fiu unul dintre cei 16 prozatori de azi, în prima colecție de acest fel de la Humanitas. Ce-mi doresc eu este să continue această idee, să poate anul viitor să vedem un alt pluton de prozatori contemporani, tineri sau nu foarte tineri deja, pentru că sunt convinsă că mai sunt și alți autori de proză care merită publicați în formula asta, în genul antologiei Granta pe care o știm cu toții. Și mă mai bucur de un lucru, de faptul că în ultimii ani proza scurtă românească a început să aibă și public și editori dispuși să o publice. Nu știu dacă săriște, se spune că proza scurtă nu se vinde, că cititorii români preferă romanul și preferă literatura străină. Eu nu cred că e așa și deja de câțiva ani, de când a apărut și revista Iocan de proză scurtă și chiar înainte de Iocan există revista de povestiri, cred că proza scurtă românească are public și are cititori și merită să fie cunoscută, așa că citiți această antologie, sunt cel puțin 15 autori minunați aici, cu fragmente de roman, dar mai ales cu povestiri, majoritatea dintre ei au trimis povestiri pentru antologia asta și eu sunt încântată, atât am apucat să parcurg din ea. Hai să zic și câteva nume, sper să nu se supere cei pe care nu-i pomenesc. M-a încântat fragmentul Veronica Idăniculescu, nu pentru că e aici și nici pentru că e prietena mea, dar e realmente o bijuterie, e începutul unei cărți pe care sper că o s-o publice cândva. M-am bucurat să o revăd pe Corina Sabo, iarăși cu un fragment dintr-un roman la care știu că lucrează de foarte multă vreme și sper că o să-l publice și ea în curând. M-a încântat Bogdan Răileanu, care, deși a debutat, nu știu dacă are un an când a debutat, este un prozator în toată puterea cuvântului. Citiți-i pe acești oameni tineri care scriu acum despre realitățile de acum și cu suflul și cu vibrația contemporane. Vă mulțumesc!